Îndoliate familii, stimată asistență, suntem în seara aceasta prezenți aici în casa Domnului să împlinim un cuvânt a celui preanalt, care spune că este mai bine să mergi într-o casă de jale decât într-una de petrecere. Timpul de priveghe este cel mai prielnic timp de meditație, când fiecare putem medita la viața noastră. Am înțeles și am auzit, sora a fost pregătită, l-a slujit pe Dumnezeu, ea s-a dus la un loc bun. Biblia spune de altfel, printre altele, că este mai bună ziua morții decât ziua nașterii. Un nume bun face mai mult decât un de lemn mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Un nume bun face mai mult decât o bogăție mare. Un nume bun se câștigă foarte greu, dar foarte ușor se poate pierde. Numele bun rămâne în cartea celui preanalt. De aceea, în această seară, să știți că nu este o înfrângere, este o biruință. O biruință. E adevărat că este și o durere, dar uitați ce spune omului Dumnezeu Pavel, printre altele. Spune așa, sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Au zis ce este moartea. Moartea este o mutare. Aici, în Sicriu, avem doar rămășițele pământește ale sorei noastre. Valoarea adevărată nu mai este aici, în Sicriu. Duhul și sufletul Domnului le-a luat la el. Pentru cel neprihănit, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este în jos. Tot în această idee, Apostolul Pavel, foarte frumos, ca o încurajare pentru familie, spune aici în Cartea Corintenilor, în 2 Corinteni, printre altele în capitolul 5, cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului, așadar noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, în trupul acesta, pribegim departe de Domnul. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Închidem ochii aici și deschidem dincolo, într-o lume perfectă și desăvârșită. Aici suntem înconjurați de neputință și imperfecțiune. Ce frumos spune Isaia în capitolul 3, printre altele, bine de cel neprihănit. Dar noi spunem, da, uite, este în Sicriu, numai 63 de ani. Putea să mai trăiască. Dar să știți că la Domnul valorile altfel sunt. Răsturnări de valori. Bine de cel neprihănit. Lui va merge bine. Cât timp? 63 de ani? O veșnicie. Vai însă de cel rău. Lui va merge rău. Cu privire la cel neprihănit, lui va merge bine că se va bucura de rodul faptelor lui. Vai însă de cel rău, lui va merge rău, că și el va culege rodul faptelor lui. De aceea dorim, Doamne, întărește familia îndoliată. Aș vrea să amintesc câteva lucruri, fără comentarii, din textul care a fost citit de aici, din Romani, căci dacă trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Înaintea Lui nu există morți. Primul gând pe care vreau să-l menționez pentru noi, pentru că în această seară nu pentru sora mai vorbim, pentru noi care suntem aici încă în viață. Timpul de meditație cel mai prielnic, spuneam, când fiecare uitându-se retrospectiv în urma anilor, poate constata, Doamne, dacă m-ai fi chemat, unde m-aș fi dus? Pentru că numai două locuri sunt în veșnicie, un al treilea nu-l găsim. Ori cu Domnul pentru totdeauna, în locul acela minunat unde Domnul Iisus a promis, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vi-l voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ori în țara negurei, adânci, cum spune în Iov și în Psalmi, unde sunt duși toți ca o turmă, ca o turmă, unde se pierde identitatea, numele, numele celor răi putrezește, spune Biblia, dar numele celor neprieniți rămâne veșnic în cartea celui preanalt. Un prim gând pe care l-am pentru familie și pentru noi toți,
caracterul trecător al omului pe pământ. Suntem trecători. Și cât timp încă suntem mai tineri și avem sănătate, există dorința de conservare în noi, dorința de a rămâne tineri. Ne menajăm, ne păstrăm, încercăm să facem tot ce putem ca să arătăm bine. Dar moartea, dintr-o dată, nu știm ziua, nu știm momentul și e bine că nu-l știm. Însă Domnul ne spune să fim pregătiți în orice clipă, oricând. De-aia spune omului Dumnezeu, învață-ne să ne numărăm bine zile, nu ani. Și în mod special, ziua de astăzi, ziua mea, ziua de mâine, nu mai știu dacă este. Noi spunem de multe ori, uite, am 70 de ani sau am 63 de ani, ăștia nu-i mai ai. Ăștia s-au dus, doar ziua în care ești, atât o ai. Mă, în continuare, nu știu, mai ajungi, nu ajungi. Dar e nemaipomenit să fii pregătit. Caracterul trecător, avem un caracter trecător toți. Și de aceea, la asemenea evenimente, Dumnezeu vrea să ne conștientizeze de acest adevăr, de această realitate. Un al doilea lucru, un al doilea gând. Continuitatea vieții dincolo în veșnicie. Nu se termină aici, nici pe departe. Știți ce a spus omul lui Dumnezeu Pavel? Clipa plecării mele este aproape. Plecării, de unde pleci? Într-un loc mai bun. Și pentru mine ar fi mult mai bine să mă duc acolo, plecării. Am vrea să nu uităm caracterul trecător și apoi continuitatea vieții dincolo. Acolo e o veșnicie și nu sunt decât două locuri. Foarte important să fim pregătiți, să ne pregătim pentru ziua aceea. Dumnezeu ne-a dăruit cel mai mare dar, viața. Dar asta nu în contextul în care știu cum să o trăiesc, după cuvânt, după oglindă. Standardul vieții noastre spirituale și morale îl găsim aici în cuvânt. Uitându-ne tot timpul în această oglindă, putem descifra până și cutele și petele pe care le avem pe noi, pe haina noastră. Așa încât în final, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Când sunt la asemenea mormântări și sunt și eu mereu, o întrebare care m-a răscolit este: când ia Domnul pe cel neprienit acasă? Știți când? Când standardul moral și spiritual este cel mai bun, pe cel pe care îl iubește, îl pregătește Dumnezeu, îl pregătește și îl duce, el vede viitorul, el anticipează anumite carențe care ar putea să apară în viață, în timpul din față, și îl pregătește și îl duce acasă, atunci când standardul spiritual este cel mai bun. Să nu uităm, deci, continuitatea vieții dincolo, pentru cel neprienit încă o dată în prezența celui preanalt. Vom fi pentru totdeauna cu el. Pentru cel care nu s-a pregătit, sigur, izdrobitor. Și în această idee, noi când suntem la servici de priveghiuri, de mormântări, latura morală este aceasta, să ne cercetăm, să ne verificăm. Spune aici, printre altele, pentru cel care nu-i pregătit, înaintea de a mă duce ca să nu mă mai întorc în țara întunericului și a umbrei morții, în țara negurii adânci, unde domnește umbra morții și neorânduiala și unde lumina este ca întunericul, unde nu mai există nume, nu mai există personalitate, nu mai există nimic. E tragedie. Să pleci în veșnicie, o veșnicie, nu 63 de ani, nu 70, 80 sau chiar 90, ci o veșnicie. Un al treilea gând. Deci primul, să nu uităm caracterul trecător, un al doilea, continuitatea vieții dincolo, viața continuă. Un al treilea, posibilitatea pe care ne-o acordă Providența, Dumnezeu, de a ne mântui sufletele noastre în viața asta scurtă. Mi-a dat câțiva zeci de ani ca în viața aceasta eu să beneficiez de mântuire, de veșnicie. Și de mine depinde posibilitatea pe care o am aici. Dumnezeu mă învață în fiecare zi, îmi vorbește. Un al patrulea lucru, un al patrulea gând, libertatea pe care mi-o acordă, numită liberul arbitru, libertatea de alegere, nu mă forțează Dumnezeu. El îmi pune înainte binele și răul, eu sunt cel ce aleg, eu sunt cel ce decid, eu împreună cu Dumnezeu sunt lucrător, eu îmi fac partea mea și Dumnezeu este cel ce îmi garantează mântuirea în urma împlinirii cuvântului Său. Să nu uităm, avem această libertate. La ora actuală, vedeți, spunem, dar deocamdată nu vedem nimic, toți parcă au același final aici, aparent, așa este.
Așa este. Dar știți ce spune în cartea lui Maleahi? În capitolul 4. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de el și păzesc numele, cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul. Îmi vor fi o comoară deosebită pentru ziua pe care o pregătesc eu și atunci veți vedea din nou deosebirea între cel ce slujește și între cel ce nu slujește. Între cel neprienit și între cel păcătos. De aceea, Doamne, întărește familia îndoliată. Ajută-ne să rămânem ancorați în cuvânt. Ai găsit cu cale să o chem pe sora la această vârstă, te binecuvântăm pentru această lucrare. Ajută-ne nouă care am rămas, că noi am rămas încă la durere aici. Ea s-a dus la o lume, într-o lume desăvârșită, absolută. Noi însă, cei care suntem în imperfecțiune și neputință, îi plângem pe cei care au ajuns la perfecțiune. De aceea, noi să facem tot ceea ce depinde de noi. Și în ultima instanță, un al cincilea lucru, răsplătirile. Să nu uităm, încă o dată le amintesc, caracterul trecător al omului pe pământ, continuitatea vieții dincolo, posibilitatea pe care o ai în această viață, extraordinar, să-ți mântuiești sufletul, libertatea pe care ți-o acordă Dumnezeu, nu te forțează, El îți vorbește cu gingășie, cu bunătate, cu dragoste și în ultima instanță răsplătirile. Sunt și răsplătiri? Nu aici sunt răsplătirile, să știți. De aia spune să aibă ca urmare, spune Petru, lauda, slava și cinstea. Când? La arătarea lui Iisus Hristos. De-abia atunci vor fi răsplătirile adevărate. Spune că și o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Eu închei aici și doresc, Doamne, binecuvântă familia îndoliată. Dar ajută-ne și pe noi care suntem aici să ne cercetăm, uitându-ne în urmă, constatând că avem carențe. Poate în vorbirea noastră, cum era aici amintit, există vorbe care nu sunt articulate, nu sunt la locul lor. Ajută-ne, Doamne, să ne corectăm, să ne punem viața în rânduială. Și în final, în ultima instanță, să fim gata oricând, orice ar fi. Oricând, la ora actuală, mai ales vis-a-vis de evenimentele care bat la ușă. Apropo de evenimente, știți ce spune Domnul Iisus în Luca 21? Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Noi nici nu ne imaginăm ce evenimente ne așteaptă în viitor. Și la evenimentele care sunt la ora actuală, noi nu trebuie să ne clătinăm. Noi, dimpotrivă, mai mult trebuie să ne apropiem de Domnul. Cu o încredere mai puternică, să-L dorim, să avem o viață de dependență absolută de El. Totul în mâna Lui. Și apoi, când ne va chema Domnul și în ziua aceea, să ne putem întâlni și să fim pentru totdeauna cu El. Domnul să rămână cu familia îndoliată, cu familia mare și cu familia mică și cu toți ceilalți care sunt în casa Domnului prezenți. Amin.